Evenimentul a fost organizat de Asociația Mereu Împreună cu sprijinul Destine Broker de Asigurare Reasigurare, sponsorul principal, la care s-au adăugat și alți parteneri. Sala Casei de Cultură Suceava a fost plină de oameni inimoși și solidari. Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună pentru a doua oară aici, într-un oraș atât de minunat la Suceava. Dacă prima dată ne-am adunat pentru Violeta Catargiu, astăzi ne unim pentru Podul Coșnei. Felicitările mele, sunt foarte fericită să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră, sunt foarte fericită aici, la Suceava, există oameni solidari. Felicitările mele! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am deosebită plăcere să vă promit o seară minunată, inedită, la nivel înalt. Sunt foarte fericită că am reușit să aducem în sufletele dumneavoastră niște băieți minunați, niște băieți care vin de la sute de kilometri, niște băieți care ne vor încânta inimile și ne vor deschide sufletul spre solidaritate. Și așa a și fost. Primul artist care a susținut un recital în beneficiul copiilor de la Podul Coșnei a fost Cătălin Crețu. Pe scenă a urcat apoi ansamblul Cozacioc din Bălcăuți. Pe scenă a fost invitată să urce și echipa care a reușit să mobilizeze atâtea forțe pentru reușita acestui eveniment. Mulțumiri speciale și trofee au primit Ștefan Puntea, coordonatorul echipei de la Destine Broker Suceava și jurnalista Daniela Micuțariu de la Monitorul de Suceava, aceasta din urmă devenind ambasadorul asociației Mereu Împreună. Seara excepțională a fost încheiată de brio sonores și de anunțul care au umplut de fericire toată prezența, în special pe cei câțiva dintre copiii aflați în grija părintelui Mihai Negrea de la Mănăstirea Podul Coșnei, care au fost prezenți la eveniment. Este o seară magică, dragii mei! S-a adunat suma de 10.430 de euro! 10.430 de euro, dragii mei, în premieră națională! Este cea mai mare sumă de bani care s-a putut aduna într-un concert caritabil. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că sunteți părtași la o asemenea bucurie. Vă mulțumim din suflet dumneavoastră tuturor că ați donat, din suflet și ați adus căldură în sufletele copiilor de la Podul Coșnei.